Inspectoratul pentru situații de urgență Major Constantin Ene al județului Bacău a organizat o acțiune inedită și și-a deschis porțile elevilor și preșcolarilor cu ocazia Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Activitățile desfășurate cu această ocazie au avut o tematică specifică privind popularizarea și conștientizarea populației, a cadrelor didactice și a elevilor cu privire la riscurile specifice județului Bacău, reducerea lor, precum și la modul de comportare în diferite situații de urgență. Au participat aproape 100 de elevi din ciclul gimnazial de la școlile Ion Luca și Alecu Ruso, dar și preșcolari din mai multe grădinițe băcăoane. Ți-a plăcut ce ai învățat aici? Am învățat despre cum se stinge focul. Ce înseamnă pentru tine un dezastru natural? Ai învățat? Da. Înseamnă pierdere de vieți omenești. Și cum trebuie să te aperi? Să te ferești și să asculți de pompieri. Cum se stinge focul? De toate. Ai mai fost vreodată aici? Nu. Știai cum acționează pompierii? Da. Și ce trebuie să faci tu când este un incendiu, de exemplu? Trebuie să sunt la pompieri. La ce număr? 112. Ce ai învățat aici la serviciu pentru situații de urgență? Am învățat cum să ne salvăm dintr-un incendiu. Știi ce înseamnă o situație de urgență? Incendiu și mai ce? Nu, că n-am trecut. Cu tremur? Inundație? Nu. Dar ce trebuie să facem în astfel de situații? Să nu ne panicăm când intervine ceva. Sub bănci. Cea mai mare. La un cutremur să ne băgăm sub bănci. Copiii s-au jucat la pompieri împreună cu specialiștii de la inspectorat care au simulat mai multe situații de urgență. Astfel, elevii împreună cu profesorii lor însoțitori au aflat mai multe lucruri noi legate de modul de apelare a Serviciului Unic de Urgență 112, despre cum trebuie să se comporte în cazul producerii unui incendiu, a unui cutremur, la inundații sau atunci când descoperă muniție rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare. Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului la Dezastre Naturale, astăzi mai mulți prichindei de preșcolari, cât și copiii din clasele 5-8, ne-au trecut pragul instituției și suntem tare bucuroși de acest eveniment și de vizita făcută, deoarece cei mici, cât și cei mari, au avut ocazia de a învăța cât mai multe lucruri despre tehnica cu care intervenim noi la intervenții, cât și despre cum să se protejeze în cazul producerii unor dezastre naturale. Au avut ocazia să vadă atât demonstrații de salvare de la înălțime, cât și o stingere la tavă a unui incendiu, cât și să afle câteva lucruri despre cum să folosească sistemul unic pentru apeluri de urgență 112. Importante sunt astfel de activități pentru copiii pe care îi coordonați? Sunt foarte importante pentru ei, pentru că îi pregătesc pentru viața de mai departe, învață anumite reguli care se le respecte, cum să se ferească de incendii, să nu declanșeze un incendiu. Este foarte important pentru ei. Sunt benefice. Sunt de perspectivă, sunt de viitor pentru a preveni accidentele și ceea ce se întâmplă în școală. Este bine că s-a venit chiar la fața locului aici să vadă exact cum se intervine? Absolut. Faceți și în școală astfel de activități? Normal. Cel mai bine este să prevenim înainte de a se întâmpla lucrurile care se pot. Sunt foarte importante în cazul unor calamități, care sperăm să nu se întâmple cum s-a întâmplat în Japonia. Prin activitatea respectivă încercăm să-i obișnuim pe copii cu numerele importante de la pompieri, cu poliția, o să-i mai ducem și acolo să vadă și o să încercăm să facem exerciții care să-i obișnuiască cu prevenirea în caz de accidente, calamități. Potrivit rezoluțiilor adoptate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, s-a stabilit ca a doua zi de miercuri din luna octombrie să fie desemnată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale, ca mijloc de promovare a unei informări generale cu privire la tot ce înseamnă calamități naturale, cum pot fi ele prevenite, cum se pot atenua efectele, cum trebuie să se intervină în astfel de cazuri și cum trebuie pregătită populația. Pe această linie, din analiza efectuată de specialiști, s-a stabilit că județul nostru este supus unor riscuri de dezastre naturale de tipul inundațiilor, alunecărilor de teren, fenomenelor meteo periculoase, respectiv înzăpezirii, furtunilor și înghețului. Pentru diminuarea și reducerea acestor efecte la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Bacău, sunt permanent constituite echipe specializate pe diferite tipuri de risc care intervin atunci când situația o impune.